Înainte de a mă prezenta, trebuie să menționez faptul că vă voi povesti despre aventura mea de până acum, ca să puteți înțelege cu exactitate mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Așadar, sunt Adi Iliescu, am 25 de ani, practic motorsportul de la vârsta de 4 ani. În prezent sunt de 7 ori campion național la viteză în coastă, sunt campionul în titră la în clasa națională 11, în campionatul național de raliuri. Și toate lucrurile astea au fost posibile datorită tatălui meu, fost pilot de raliuri, multiplu campion național, care la vârsta de 4 ani s-a gândit să mă introducă în lumea motorsportului, s-a gândit să îmi predea ștafeta, urcându-mă într-un kart, punându-mă într-un kart de curse și de acolo practic a început întreaga aventură. Am participat ani buni la rând în cadrul campionatului național de karting, am avut rezultate și pozitive și excepționale, am avut și eșecuri, după care nu a fost, analizând așa în spate, nu a fost o evoluție așa cum ne așteptam sau ceea ce urma nu prevestea evoluția din karting. Însă din anul 2011 am făcut trecerea către automobilism și am început să merg pe o Dacia Logan în campionatul național de slalom îndemânare. Am reușit să și obțin titlul de vicecampion național la îndemânare auto la clasa juniori, însă nici asta nu ne mulțumea suficient și în anul 2012 cu o susținere din partea federației, obținând un acord din partea federației să iau startul înainte de 18 ani, să iau startul chiar înainte de 16 ani, ceea ce era ceva incredibil în România. Am luat startul în campionatul național de viteză în coastă. Practic din 2012 a început adevărata mea aventură și când spun adevărata mea aventură, mă refer la faptul că de aici, din 2012 a început practic evoluția la care ne așteptam. 2012, 2013, 2014, ani în care am fost în continuă creștere, în continuă dezvoltare, am obținut 3 titluri de campion național la juniori, am reușit să fiu campion național al grupei A în campionatul național de viteză în coastă, deci deja eram practic ceva de succes, un produs al motorsportului tânăr, care promitea foarte multe și eram pe val. Aveam fani, toată lumea mă susținea, toată lumea era de acord cu mine, încercau să mă susțină în partea asta și datorită eforturilor și al tatălui și oamenii de pe lângă care îmi spuneau că trebuie să fac pasul către scena cea mare, adică către campionatul național de raliuri, în 2015 m-am hotărât alături de tata să schimbăm un pic strategia și să schimbăm campionatul. Am decis să mergem în campionatul național de raliuri, nu am fost lăsat să merg ca debutant, nu am creat chestia asta într-o manieră normală, nu am pornit cu o mașină slabă, am pornit direct pe un Mitsubishi Lancer, o mașină cu 350 de cai putere și tracțiune integrală, direct de la vârsta aia de la 18 ani. Însă, când toate astrele spuneam că ni se aliniază și va fi evoluția supremă, va fi exact boom-ul pe care ni-l doream, din contra a fost eșecul carierei. Anul 2015 pentru mine a fost un total eșec. Din 8 etape posibile, 7 etape am abandonat și bineînțeles toată lumea și toți fanii în momentul în care te văd la pământ și te văd că mori așa încet, încet datorită eșecurilor, îți mai puneau și sare un pic pe rană și automat acumulam frustrări, nervi, oboseală, bani irosiți și tot acâmul. Astfel că m-am trezit la final de an 2015, an în care simțeam că motorsportul nu mai poate face parte din viața mea, simțeam că trebuie să renunț, mă simțeam presat de chestia asta, de altfel și oamenii din jurul meu mă tot răneau continuu. Însă în același an am primit șansa unei echipe de training pe partea de conducere defensivă și sportivă. Am primit șansa să lucrez alături de ei, chiar dacă eram tânăr în domeniu. Și o să vă povestesc de ce a fost foarte important lucrul ăsta. Ideea e că anul competițional se termina, un eșec total, am ajuns în punctul în care nu mai îmi doream să fac chestia asta, nu simțeam că mai pot face chestia asta,
tata era extrem de supărat pe mine pentru că simțea că lucrurile pot lua o conotație diferită și că ar trebui să continui, dar eu nu mai puteam. Toate abandonurile pe care am avut nu au fost din vina mea, au fost niște lucruri, pot spune, divine, pentru că mașina se oprea și se strica de la o probă la alta, ajungeam acasă, porneam mașina, mergea perfect. Au fost lucruri stranii, dar așa a fost să fie. Însă, în același an, vă povesteam că am făcut parte dintr-o echipă de traineri la Adâncata, un circuit de lângă București. Și acolo venea un tip pe care nu-l cunoșteam, îl cheamă Răzvan. În scaun cu rotile care stătea și urmărea evenimentul, el era imobilizat de la brâu în jos, urmărea tot ce se întâmpla pe circuit și a remarcat faptul că am lipsit din domeniu aproape 5 luni, 6 luni de zile în care nu mi-am dorit să mă urc la volan. Împreună cu un alt partener de-al meu au cochetat și au planificat o școală de pilotaj la începutul anului 2016, când eu deja nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului în motorsport. Au cochetat și mi-au pregătit o surpriză, o școală de pilotaj de cel mai înalt nivel în Italia. Dar pentru că eu eram destul de reticent în a măsui din nou sau a reporni motoarele pentru motorsport, au făcut-o să pară ca o mică vacanță alături de prietena mea și de mama mea. Am plecat în așa zisa vacanță. Am ajuns în Italia, un loc foarte frumos, la Maggiore, pe lac, superb. Ajuns acolo, bineînțeles că au venit trainerii și au zis: bun, din momentul ăsta tu de fapt ești la o școală, o școală profesionistă, tu ai venit să înveți, n-ai venit în vacanță, așadar mama ta și cu prietena rămân într-un loc, tu mergi cu noi și începi să te pregătești pentru motorsport. Timp de 4 zile am stat acolo, practic mi-au schimbat perspectiva, m-au resuscitat. M-au pus din nou la volan, am început să merg din ce în ce mai tare, să-mi găsesc ritmul, să pot să evoluez. Am terminat școala de pilotaj, am început să discut cu Răzvan, deja ne împrietenisem, îi mulțumisem pentru ce a făcut, dar parcă totuși nu știam dacă pot obține rezultatele pe care mi le doream. Și am făcut un pact cu el și a zis în felul următor: hai să vedem ce se întâmplă dacă ai continua. În paralel am început să-i povestesc despre un proiect de-al meu. În anul 2013 cu tata pregăteam o mașină surpriză, o mașină pe care eu în copilărie o vedeam doar în ecrane, vedeam idolii mei și atunci ziceam: băi, într-o zi mi-aș dori să merg cu mașina asta. Era mult prea scumpă, nu-mi permiteam cu tata să cumpărăm mașina aia și așa am început să o construim în 2013. Am început să adunăm piese de pe mașini, au fost în total numai și vreo 26 de bucăți de mașini puse la oaltă, ca un puzzle, și rămăsese mașinuța în stadiu de proiect din 2013, până când l-am întâlnit pe Răzvan, care a fost impulsul necesar din viața mea și a zis: hai să o facem pe toată, hai să o faci așa cum îți dorești, și în anul 2016 se start un campionatul național de viteză în coastă și vedem ce se întâmplă. Te susțin și financiar, m-a susținut și moral. Practic m-a repornit în colaborare cu un fost partener și cu tata. M-au repornit, rezultatul a fost incredibil. Am reușit din 2016 să obțin titlul de vicecampion național la viteză în coastă, la grupa la care participam, cu 3 etape mai puțin decât ceilalți adversari, adică a fost o recuperare fantastică, câștigând toate etapele pe care am putut lua startul. A urmat un an 2017 de vârf, un an în care mi-am adjudecat titlul din nou de campion național la grupa A. Și a fost momentul în care discuția cu Răzvan, când eu îmi revenisem și aveam toate gândurile că e gata, acum pornim, este exact cum îmi imaginam eu, mașina o avem, cea pe care mi-o doream, oamenii din spatele meu s-au adunat, s-au înmulțit la fel cum era în 2014 când eram în top. Ei bine, Răzvan a venit și mi-a zis: copile, sarcina mea a fost până aici, de aici înainte eu te-am repornit, ți-am arătat că se poate, îți urez multă baftă, fă pasul din nou către campionatul național de raliuri. Practic am încercat încă o dată. Am reușit în 2020, anul trecut, am reușit să adjudec și primul titlu de campion național la raliuri, la clasa națională 11, și am început să înțeleg ceea ce îmi povestea el cu ani înainte. Faptul că există persoane ce vin în viața ta, au un scop și după care pleacă. Pe tot parcursul călătoriei mele,
Trebuie să menționez faptul că cel mai mare sprijin pe care l-am avut și sunt norocos pentru chestia asta a fost tatăl meu, care a făcut eforturi fantastice, adică partea mai neagră din acest motorsport sau partea nevăzută de oameni sunt eforturile din spate, și anume tata, care a vândut absolut tot ca să poată să mă susțină în chestia asta, o chestie care plecase dintr-un hobby și dacă la vârsta de 4 ani o catalogam ca pe un hobby, o pură plăcere, s-a transformat într-un job, într-o carieră, în ceva mult mai amplu. Adică în prezent, vă spuneam, am 7 titluri de campion național, sunt campion antitră în campionatul național de raliuri, trainer pe partea de conducere defensivă și sportivă, bineînțeles de... predau și cursuri de pilotaj, am o echipă de copii la karturi pe care îi susțin și pe care îi îndrum către partea asta, sunt trainer pentru diferiți piloți din campionatele naționale, atât de raliuri cât și de circuit. Împreună cu tata, în prezent, desfășurăm toată activitatea în jurul motorsportului, adică ne-am adaptat, chiar dacă eu sunt într-un moment de pauză din cauza pandemiei cu probleme financiare, desfășurăm în paralel activități în cadrul motorsportului, în sensul în care avem mașini pe care le punem la dispoziția oamenilor, servicii pregătite de motorsport și așa mai departe. Toate astea, rezumând așa, viața de succes pe care o vede oricine din exterior nu este chiar așa. În spate se află foarte multe lucruri, se află foarte multe nopți nedormite, foarte multe persoane care au tras alături de tine și sunt foarte mulți oameni implicați, mai mult decât ne-am imaginat. Mesajul pe care eu mi l-aș dori să vi-l transmit și pe care să-l înțelegeți și să îl luați în seamă este că, făcând o paralelă cu domeniul din care vin eu, viața este asemenea unui drum pe care îl parcurg și, bineînțeles, drumul ăsta pe care îl parcurg are de foarte multe ori, poate să aibă gropi, poate să aibă intersecții, poate să aibă răscruce de drumuri. Este foarte important ca în capătul drumului, precum soarele, să privesc targetul pe care l-am, să privesc visul pe care l-am, indiferent cât de mare ar fi, cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Să pot să urmăresc visul ăla și chiar dacă mă împiedic în diferite gropi sau mă opresc la o răscruce de drumuri, să-mi aleg o parte pe care îmi doresc să merg, să continui pe partea pe care am ales și să am în față targetul propus, fără să mă uit în urmă și fără să iau în seamă dacă de-a lungul drumului oamenii decid să o ia pe altă parte sau apar și dispar din viața mea. Mulțumesc!